Adios, zborul cu Wizz Air către București și retur. Compania renunță la ruta Cluj-Napoca autopen începând din luna octombrie. Singurele companii care vor mai circula pe această rută sunt Blue Air și Tarom, cu prețuri puțin mai piperate. Cursa București-Cluj-Napoca va fi întreruptă după data de 26 octombrie, deoarece nu a funcționat potrivit așteptărilor noastre, susțin cei de la Wizz Air. Dacă tariful unei curse Cluj-Napoca-București cu această companie începe de la 39 de lei, la alte societăți transportatoare prețul este dublu sau chiar triplu. Decizia companiei Wizz Air de a renunța la aceste rute nu va afecta aeroportul clujean, spune directorul David Cicio. Ne pare rău că Wizz Air nu va continua pe destinația București începând cu programul de iarnă, dar suntem convinși că nu vor fi afectați pasagerii, întrucât avem două companii pe această destinație, Tarom și Blue Air. Vom discuta cu cele două companii o posibilitate de a suplimenta capacitatea și frecvențele. Conducerea aeroportului nu exclude totuși ca variantele pentru călători să se înmulțească pe viitor. Sperăm, bineînțeles, ca Wizz Air să rea aceste zboruri pe viitor. Este o dinamică foarte mare, deci competiție foarte mare, o dinamică foarte mare. Sunt companii care vor intra, vor ieși, destinații la care se va renunța, se vor relua. Ultimele zboruri Wizz Air pe ruta Cluj-Napoca-București și retur vor avea loc în 27 octombrie 2018.